19 decembrie 2008, dimineața, 7:36 de minute, mă scris pe servici și am de spus ceva lumii, universului, tuturor universurilor, ca să spun așa, despre consecvență. E un colorat tembeloman, colorat mai multe culori, împreună cu profesorul pe care aveam chiar o părere super, care înjură. Înjură pe primar. Așa. Dacă plouă, zice, pe mama lui de primar plouă. Dacă nu plouă, zice, eu te oftim, mama lui de primar. Nu plouă. Dacă ninge, de ce ninge? Dacă nu ninge, de ce nu ninge? Primarul e de vină în toate, în cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare. Problema este alta. Că numai prost e consecvent. Buu e consecvent. Tu te mai înjuri, mai taci, mai faci pauză, te mai uiți la alții, iată ce bunii, iată ce oraș. Orașul e... Așa. Mai înjur, mai las, mai tace. O dimineață cețoasă. Asta este ce facem. Fie cerță, fie vânt, noi ne ținem de cuvânt. Deci asta e situația din țara Bastia, cum se zice cu Ilama. Sunt doi, dar mai ales unul. Știe el că tembelul vinde ziar. Mă rog, nu are ziar. Nu trebuie să luăm ziar, trebuie să luăm poze. Radio, este în religiune. Dar problema asta este problema fundamentală. Problema fundamentală este asta. Că e de o consecvență la înjurat de primar. Nu spun eu că primarul e cine știe ce. Că nici nu trebuie să fie sfânt. Primarul e și eu, om cu tărării, cu toate ale omului. Dar așa că este. Și pe cea previziune am aflat de la tine, da? Pe cea previziune mișto de niște regulă care facem la altă televiziune, alt fel de emisiune. Că ne-am schimbat, că nu mai miștocărim, că nu mai pamfletăm precum în campanie. Păi noi nu suntem tâmpit. Noi nu suntem consecvenți ca boii și ca proștii.